Patru persoane cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani, două fete și doi băieți au fost pe cale să-și piardă viața ieri seară după ce mașina în care se aflau a căzut într-o râpă la Valea Mare. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Olt și două echipaje de la serviciul de ambulanță. Din fericire, tinerii au fost coși conștienți din autoturism, trei dintre ei fiind transportați la spital. Locțiitorul președintelui Biroului Electoral pentru Votul prin Corespondență, Ildi Codosa, a declarat joi pentru Mediafax că aproximativ 4.500 de români din diaspora au votat prin corespondență până la ora 22, afirmând că toate voturile care vor ajunge până la ora 24 vor fi considerate valide. Autoritatea electorală permanentă a declarat că în data de 8 noiembrie au fost primite 8.889 de cereri de vot prin corespondență ale cetățenilor români din diaspora. Executivul a adoptat joi o ordonanță de urgență care prevede, printre altele, că profesorii care nu au reușit după trei încercări succesive să obțină definitivatul să o poată face în continuare contracost. Potrivit acesteia, pentru candidații, cadre didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ și au ocupat un post didactic vacant prin concurs național, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care aceștia promovează în termen de cel mult șase luni de la ocuparea postului vacant prin concurs național, examenul pentru definitiv în învățământ, Consiliul de Administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Jucătoarele Adina Diaconu și Andreea Dragoman au devenit primele campioane mondiale de junior din istoria tenisului de masă românesc. Cele două au cucerit aurul în proba de dublu feminin din cadrul campionatelor mondiale de junior 2016, desfășurate la Cape Town, în Africa de Sud. Medalia de aur cucerită de România la dublu feminin este a doua pentru Europa în cele 14 ediții ale campionatelor mondiale de juniori. Prima a fost câștigată în 2005 de neamțul Patrick Baum la individual spații speciale pentru activități de tineret, informare, consiliere, îndrumare și învățare non-formală vor fi înființate la nivel național, județean și local ca urmare a modificărilor aduse cadrului legislativ în domeniul tineretului. De asemenea, autoritățile publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora cu atribuții privind activitatea de tineret vor avea cel puțin un angajat responsabil de tineret care va sprijini activitatea și va asigura cadrul adecvat de desfășurare a acesteia.